Nu cred că am încurcat sărbătorile, dar aș vrea să vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt. Până la Rusalii mai este mult, a fost botezul Domnului Iisus Hristos săptămâna trecută și poate vă întrebați cum am ajuns la acest subiect în timp ce studiem Epistola către Evrei. Am să recitesc un text pe care l-ați mai auzit de ultimele dăți, citit de fiecare dată, capitolul 5, versetul 12, până în capitolul 6, primele 6 versete. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prung. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, continuă în capitolul 6 autorul, să lăsăm adevărul începătoarea lui Hristos, să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, și aici ne aflăm noi astăzi, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Cu alte cuvinte, vom clădi mai departe dacă într-adevăr temelia este pusă. Orice casă fără temelie se prăbușește și textul continuă că cei ce au fost luminați odată au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. În textul acesta, autorul creionează etapele vieții creștine. Viața creștină începe cu un miracol, care se numește naștere din nou, de sus, din Duh, din Dumnezeu. După care continuă cu așezarea temeliei adevărului începătoare lui Hristos, pentru ca în a treia fază să învățăm să mergem spre cele desăvârșite, să ne deprindem cu cuvântul despre neprihănire. Nașterea din nou este o taină, o taină lucrată de Duhul lui Dumnezeu și ea începe prin a ne lumina în Duhul minții noastre, să pricepem cine este Domnul Iisus Hristos, de ce a fost așezat pe cruce în locul nostru, ce valoare are lucrarea Lui, învierea Lui din morți. Dar în momentul în care te oprești în prezența Lui, te vezi și pe tine. Și văzându-ți murdăria și păcatul, ai nevoie de iertare. Iertarea trebuie să vină de la Cel căruia i-ai greșit. Scriptura spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. După ce ești luminat prin harul lui Dumnezeu, guști darul ceresc al iertării. Dar imediat ce inima este curată, te faci părtaș Duhului Sfânt. Ăsta este rostul mântuirii, să vii acasă înapoi la Tata, să poți intra în prezența lui Dumnezeu. Deocamdată Dumnezeu coboară în viața noastră prin ceea ce face, prin Duhul Sfânt care ne-l dă. Dar Duhul lui Dumnezeu ajuns în viața noastră, imediat apucă în mână instrumentele Harului prin care El ne împarte această mântuire atât de mare. Pe de o parte este cuvântul, sabia Duhului, pe de altă parte sunt frații. Și în acest context, prin procesul sfințirii te ajută să începi să guști puterile veacului viitor. Un om nou începe să trăiască într-un mod nou și acest mod nou este dat de puterea Duhului care este în noi. Dar aceasta este doar primul pas, convertirea noastră, nașterea noastră din nou. Imediat după aceea, dacă nu vrei să mori, nu uitați, sunt patru categorii de pământuri. Cei care nu intră deloc în relație cu Evanghelia sunt ca pământul bătătorit. Dar sunt alte două categorii care se deschid cu bucurie pentru cuvânt. Îl primesc cu bucurie îndată. Dar pentru că n-au rădăcină, n-au temelie, se usucă, procesul este oprit. Doar cel ce aude cuvântul și îl înțelege, el aduce roadă. Și când înțelegi cuvântul, așezi încetişor temelia adevărului începătoare a lui Hristos. Unu, pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu. Ca scurtă recapitulare aș vrea să spun, pocăința este primul pas spre mântuire. Imaginați-vă că atunci când ești vrășmaș cu Dumnezeu, fugi de El. Fugi de El cum a fugit Cain.
Fugi de el cum a fugit Iona. Fugi de Dumnezeu în direcția opusă. A te pocăi înseamnă a te opri, a-ți veni în fire, a face stânga împrejur. Și când faci stânga împrejur, te întorci și vii spre Dumnezeu. E adevărat, la început cu foarte mare băgare de seamă. Nu știi, te va ierta, nu te va ierta ce se va întâmpla cu viața ta murdară. Dar când pasul pocăinței și a credinței în Dumnezeu este făcut, dragii mei, Tatăl abia așteaptă să te ia în brațe. Și de aceea, darul ceresc al iertării vine de îndată. Nu uitați, primul pas spre mântuire este pocăința. De aceea când cei 3.000 de oameni au strigat, fraților, ce să facem? Petru le-a spus, pocăiți-vă. A te pocăi nu înseamnă a deveni baptist sau penticostal, ci a face stânga împrejur, în forul tău lăuntric și a alerga spre Dumnezeu. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dar pocăința este și pasul spre o viață de biruință. Pocăința nu este doar începutul drumului, ci trebuie să o iei cu tine de-a lungul drumului, pentru că nepocăința de păcatele pe care le săvârșești blochează lucrarea Duhului Sfânt în viața ta și numai puterea să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Imediat după primul pas urmează contextul în care ne aflăm în dimineața aceasta. Învățătura despre botezuri, nu botez, ci botezuri, este un plural. Am văzut că Biblia, cel puțin, nici nu vrem să ieșim în afara Scripturii, vorbește despre botezul lui Ioan, botezul pocăinței, despre botezul în numele Domnului Iisus Hristos, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre botezul suferinței, botezul cu foc sau botezul pentru morți. Toate acestea le găsiți pe paginile Scripturii. Priviți cu mine învățătura despre botezuri. Le las pe cele de la urmă și mă opresc doar la botezul în apă. Și Ioan și Domnul Iisus Hristos a cerut acest botez. Ioan boteza cu botezul pocăinței. A venit Iisus și a repetat ritualul în numele lui Iisus Hristos, în numele Său. N-a botezat el, boteza ucenicii, spune textul. Dar ce-i foarte interesant este că, deși ritualul este asemănător, botezul cu Ioan, lui Ioan nu ajunge. Nu ajunge. De ce oare? Recitesc textul din Fapte 19, primele 7 versete. Pe când Apolo era în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Observați, Pavel leagă primirea Duhului Sfânt de credință. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au zis, nici n-am auzit că a fost dat măcar un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? De data aceasta, Pavel leagă credința de botez. Pentru el, cele două merg mână în mână. Și i-au zis cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați. Botezul lui Ioan sau botezul pocăinței ne face conștienți de păcat, dar nu ni-l poate rezolva. De aceea Duhul Sfânt nu poate veni. Dragii mei, Duhul Sfânt este un foc mistuitor când vine într-o inimă murdară. Și de aceea botezul cu foc este pedeapsa lui Dumnezeu peste cei care l-au respins în mod sistematic. Ca Duhul Sfânt să poată coborî ca putere de viață în noi, mai întâi viețile noastre trebuie curățite de păcat. De aceea nu e suficient să știi că ești bolnav, trebuie să-ți dea cineva și pastila vindecătoare. Și lucrul acesta l-a putut face doar Domnul Iisus. Știți de ce? Pentru că ritualul botezului, indiferent în ce formă l-ai practica, n-are nicio valoare dacă nu există o realitate mântuitoare în spatele ei. Și cel care a lucrat pentru noi mântuirea, murind pe cruce pentru păcatele noastre, a fost Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă ce le spune încă o dată Petru la Rusalii, celor 3.000. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Iar dacă păcatele voastre sunt iertate, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Condiția venirii Duhului Sfânt este realizată în noi.
Dar înainte de a mă opri lângă botezul cu Duhul Sfânt, pun întrebarea, recapitulativ, ce este botezul? Am văzut că botezul este mai întâi o proclamare, dar apoi este și o angajare. Cu alte cuvinte, mai întâi stric ceva, după care trăiesc ceva prin botez. Petru spune în capitolul 3, versetul 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Care e starea de har? Cugetul meu curat înaintea lui Dumnezeu. Posibilitatea de a mă uita în ochii lui și de a ști că sunt iertat, primit și iubit. Ce extraordinară stare de har! Deci lui Hristos îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Spuneam data trecută, noi nu ne botezăm ca să obținem pacea cu Dumnezeu. Noi ne botezăm fiindcă avem pace cu Dumnezeu. Și de aceea botezul este în primul rând o proclamare a bucuriei, a cugetului nostru curățit, a împăcării noastre cu Dumnezeu. Dar în al doilea rând este și o angajare. Cu alte cuvinte, botezul mă duce în trupul lui Hristos pentru ca împreună cu frații mei să-mi duc mântuirea până la capăt. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește, sublinez, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Țineți minte imaginea, ați văzut-o poate de multe ori, care pentru mine portretizează viața creștină. A deveni creștin e un proces, nu este un moment pe care îl uiți apoi și te întorci înapoi la pescuit ca Petru sau la Roșcove ca și cum ar fi făcut-o fiul risipitor. Este o intrare pe poartă, o împăcare cu Dumnezeu, numită înviere din morți, naștere din nou de sus, din Duh, din Dumnezeu. Dar există apoi o alergare pe cale până la sfârșitul ei. Și dacă nu păstrezi credința până la moarte, pierzi cununa vieții, pierzi mântuirea. Cu alte cuvinte, niciunul dintre noi nu suntem terminați, suntem într-un proces. Am fost mântuit, spune Scriptura, sunt mântuit și voi fi mântuit ca sfârșit al credinței mele. Pentru partea asta de mijloc, pentru prezentul pe care îl trăim, cred că botezul este o angajare sau este actul credinței prin care mă angajez alături de frații mei să ne ajutăm unii pe ceilalți să ducem mântuirea până la capăt. Aș încheia recapitularea cu două întrebări. Vi le pun mie, ți le pun și ție. Ai început să așezi în viața ta temelia adevărul începătoare al lui Hristos. O faci în mod conștient, te întorci să verifici dacă temelia este sănătoasă. Cu alte cuvinte, pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu este o realitate pentru tine? Înțelegi valoarea ei? Te grăbești să te folosești de oferta iertării pe care ți-o face Dumnezeu ori de câte ori te atins păcatul? Poate că unora v-a părut rău de păcatele voastre. Întrebarea mea este, ți-ai dovedit credința prin botez? Vorbesc de un botez al unui om conștient care știe ce face. Spuneam, pentru Pavel, credința și botezul țin de olaltă. Ele nu pot fi separate. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi, dar cu ce botez ați fost botezați? Observați, a crede și a te boteza, pentru Pavel este același lucru, pentru că botezul este mărturia publică a tainei aceea, a credinței care este în inima mea. Este practic ascultarea mea de Dumnezeu. Dar după acest botez, Scriptura vorbește de un alt fel de botez, botezul cu Duhul Sfânt. Aș începe prin a sublinia un adevăr care e destul de confuz în mintea multora. Foarte mulți așteaptă să primească Duhul Sfânt pentru că nu-l au și pentru asta fac tot felul de lucruri. Dragii mei, Scriptura spune, cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. A fi creștin, cu adevărat, înseamnă a avea cerul și pământul adunate în trupul tău. Trupul tău devine templul Duhului Sfânt. Fără asta, dragii mei, nu există încreștinare, nu există naștere din nou. Observați,
pașii pe care am enumerat la nașterea din nou. Ai fost luminat, ai gustat darul ceresc, iertarea lui Dumnezeu, te-ai făcut părtaș Duhului Sfânt. Nu se poate altfel. Duhul Sfânt te dovedește vinovat în ce privește păcatul. Dar în dimineața aceasta aș pune o altă întrebare. Există vreo diferență între primirea sau părtășia Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt? Sunt concepte diferite în Biblie. De pildă, în textul nostru am citit, v-ați făcut părtaș Duhului Sfânt. Există ceva și după aceea? Pot să citesc Biblia văzând cele două lucruri distincte? Unii vin și spun că experiența botezului cu Duhul Sfânt trebuie să fie ulterioară convertirii. Este o a doua binecuvântare. Priviți cu mine o clipă imaginea din fața voastră. Aveți o linie, linia vieții, aveți crucea lui Hristos, momentul convertirii mele, întâlnirea mea cu Domnul. Și cândva după aceea, aveți patratul acela roșu, care ar simboliza noua experiență pe care o am, acest botez cu Duhul Sfânt. De pildă, ca să justific printr-un exemplu biblic imaginea din fața voastră, mi-aș aduce aminte de situația din Samaria. Filip, după ce s-a întors de la întâlnirea cu famenul etiopian, l-a botezat, Duhul lui Dumnezeu l-a dus și l-a dus în Samaria, l-a luat și l-a dus în Samaria, și Filip începe să propovăduiască cuvântul. Samaritenii deschid urechile, deschid inima și foarte mulți dintre ei au crezut și au fost botezați de Filip. Dar nu s-a întâmplat nimica. Și atunci, când au auzit apostolii de la Ierusalim ce se întâmplă în Samaria, Petru și-a luat inima în dinți și s-a dus la samariteni împreună cu Ioan. Și textul spune, și-au pus mâna peste ei și au primit Duhul Sfânt. Și-au primit Duhul Sfânt. Au primit Duhul Sfânt într-un mod atât de clar încât era unul dintre ei care fusese vraciul satului, care a zis, wow, interesant, dați-mi și mie puterea aceasta. Dați-mi și mie puterea aceasta. În mod evident, în cazul samaritenilor, ai un moment al credinței și botezului și ai un moment în care Duhul Dumnezeu coboară peste ei. De ce e așa? Vom discuta duminica viitoare mai pe îndelete. Alții, în schimb, spun că credința și botezul și botezul cu Duhul Sfânt țin de olaltă. Sunt unul și același eveniment. În imaginea următoare, le aveți toate adunate și patratul, de asta e albastru ca să vadă punctul roșu, și crucea Domnului Iisus Hristos. Am și un text cu care să susțin lucrul acesta. De pildă, în Fapte, capitolul 10, când Petru intră în casa lui Corneliu și începe să propovăduiască, inima lui Corneliu și a casei lui era deja deschisă, de a-o trimis după Petru, în timp ce Petru vorbea, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei. N-a apucat nici să-i boteze. N-au trebuit lucruri ulterioare să fie făcute pentru ei. E adevărat ce spune Scriptura. Povestea cu Duhul Sfânt este ca și cuvântul. Suflă încotro vrea, e uzvuietul, nu știi de unde vine, nu știi încotro merge. Și cu asta aș vrea să citesc cu mai multă atenție contextul acestui verset din Ioan, capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu uitați, Nicodim era bătrân, era învățat, era un fariseu, era un cunoscător al legii. Și el întreabă pe Domnul Iisus, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale ca să nască? Sau complet ignorant, sau un pic ironic la adresa Domnului Iisus. Iisus i-a spus, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, cele două, apa și Duhul, le găsiți în Isaia 44 și îl trimite pe învățătorul legii la Vechiul Testament, ar fi trebuit să priceapă, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și încotro merge. Tot așa este oricine, cu oricine care este născut din Duhul. Deci dacă nu ești născut din Duhul, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. O primă întrebare pe care aș spune este cum se primește Duhul Sfânt.
Versetul 9 din Ioan capitolul 3. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățător al lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Interesant, este vorba despre nașterea din Duh sau nașterea din nou. Și Nicodim pune întrebarea în dreptul acestei probleme. Cum se poate face așa ceva? M-aș aștepta ca Domnul Iisus să explice cum se naște cineva din Duh, să vorbească despre Duhul Sfânt. În loc ca Domnul Iisus să vorbească despre Duhul Sfânt, el mută focalizarea pe crucea sa. Versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pun o întrebare. Dacă cineva are viață veșnică, este sau nu partea împărăției lui Dumnezeu? A intrat sau n-a intrat în împărăția lui Dumnezeu? Viața veșnică nu ține de ce e afară, numai de ce e înăuntru. Dar aici viața veșnică sau intrarea în împărăția lui Dumnezeu se primește prin credința în Domnul Iisus Hristos cel înălțat pe cruce. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cel care se află în împărăția lui Dumnezeu are viața veșnică. Dar dacă te afli în împărăția lui Dumnezeu, ești acolo doar pentru că te-ai născut din Duhul. Dacă nu se naște cineva din nou sau din Duh, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Așadar, credința în Domnul Iisus Hristos îți oferă viața veșnică sau îți aduce viața veșnică, dar în mod implicit îți aduce și nașterea din nou sau nașterea din Duh. Am pus întrebarea, cum se primește sau cum ni se dă Duhul Sfânt? În primul rând, Duhul Sfânt vine în inima credinciosului doar în urma iertării păcatelor lui. Domnul Iisus a venit să boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. Botezul cu foc nu este etajul superior al botezului cu Duhul Sfânt, ci este pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. Când păcatele nu sunt rezolvate, pentru că plata păcatului este moartea, dacă Duhul Sfânt ar veni în viața noastră, ne-ar pârjoli, dragii mei, ne-ar arde, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu poate veni într-o inimă murdară. Deci Duhul vine în inima credinciosului în urmă iertării păcatelor. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezate în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Felul în care este formulat textul, condiția primirii Duhului Sfânt sau darului Duhului Sfânt este iertarea păcatelor. Dar aș mai putea adăuga ceva. Duhul Sfânt vine în inima credinciosului ca semn, ca pecete a înfierii noastre. Și aș vrea să rostim împreună două versete pe care vi le-aș lega de suflet. În primul rând este Galateni, capitolul 3, 26. Spuneți-l cu mine, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Cum ajung fiu al lui Dumnezeu? Prin credința în Hristos Iisus. Și capitolul 4, versetul 6. Și pentru că sunteți fii, spuneți cu mine, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Iertarea aduce înfierea, înfierea aduce pecetluirea cu Duhul Sfânt. Pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tatăl. Deci Duhul vine în inima noastră pe urma iertării. Iertarea, în schimb, aduce înfierea și Duhul este pecetea sau semnul înfierii noastre. Dar întrebarea mea este de ce vine Duhul Sfânt în inima noastră, de ce îl trimite Dumnezeu fiilor Lui, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Dragii mei, Fiul Său a făcut din facerea voi, din împlinirea voii lui Dumnezeu, mâncarea Lui de fiecare zi. Ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Înainte de cruce a venit stăpânitorul lumii în inspecție și Domnul Iisus spune, n-are nimic în mine.
Spuneți-mi, Duhul Fiului lui Dumnezeu care vine în noi și care strigă Ava, ar putea să tolereze în viața noastră păcatul, să ne împingă spre jumătăți de măsură? Nu. Duhul Sfânt vine în inima credinciosului pentru a-l ajuta să asculte de Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, din care am citit în capitolul 3, are trei afirmații cadru în primul capitol. În primul rând, Ioan Botezătorul vede pe Domnul Iisus și spune: El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Observați, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în primul rând să fie jertfă de săvârșite, să ridice păcatul meu, păcatul tău, păcatul întregii lumi. Dar odată ce păcatul este ridicat, curățat, Duhul lui Dumnezeu poate veni. Și a doua afirmație, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Dar ce face Duhul Sfânt în viața mea când vine? Primul lucru pe care îl face, dragii mei, este să mă cheme la ascultare de Dumnezeu. Dacă Cel ce botează cu Duhul Sfânt este Fiul lui Dumnezeu, doar dacă îl mărturisești cu gura ta ca Domn, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, doar așa vei fi mântuit. Nu te poți lăuda cu mântuirea ta în timp ce te bălăcești în păcat. Nu, dragii mei, nu se poate așa ceva. Observați, mielul lui Dumnezeu rezolvă păcatul ca Duhul Sfânt să poată veni, iar când vine Duhul Sfânt, mă ajută să mă subordonez, să ascult de Fiul lui Dumnezeu, să-L proclam ca Fiul al lui Dumnezeu. Condiția venirii Duhului Sfânt este curățirea vieții de păcat. Rezultatul venirii Duhului Sfânt este ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, spune Pavel în Roman 8:14, sunt fii ai lui Dumnezeu. Îmi pare rău că nu pot să-L văd pe Duhul Sfânt. Dar dacă Dumnezeu mi-ar da harul acesta să-L zăresc, în timp ce un credincios adevărat umblă prin viață, ia decizii prin viață, l-aș vedea mereu pe Duhul Sfânt înaintea lui și pe credincios călcând pe urmele lui încotro merge Duhul Sfânt. Dar chiar dacă nu-L văd pe Duhul lui Dumnezeu, dovada faptului că Duhul a venit în viața cuiva este, în primul rând, frământarea acestuia cu păcatul. Îl arde păcatul, nu poate să stea cu el și rezolvă imediat. Dar în al doilea rând este dorința, strădania lui de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Doar atunci când ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt nu te poate călăuzi la minciună, la compromisuri, la jumătăți de măsură, la curvie, la păcat de orice fel. Nu poate. Duhul lui Dumnezeu vine să te călăuzească spre ascultare de Dumnezeu. Dați-mi voie să recapitulez. De ce ni se dă Duhul Sfânt? În primul rând, Duhul Sfânt ni se dă în urma iertării. În urma iertării de păcate, în urma curățirii inimii noastre. Duhul Sfânt ni se dă ca semn al înfierii noastre. Ni se dă ca un fel de siguranță. Duhul nostru împreună cu Duhul lui Dumnezeu strigă Ava, adică Tată. Cu alte cuvinte, mărturia aceea cugetului curat, Duhul lui Dumnezeu o prelungește în viața mea ca să simt că sunt copil al lui Dumnezeu. Dar vine și o dovadă obiectivă, nu doar una subiectivă pe care o pot juca cum vreau eu. Dovada obiectivă este dorința mea de a trăi în ascultare de Dumnezeu, de a face voia lui Dumnezeu. Pentru că Duhul ni se dă nu doar în urma iertării și ca semn al înfierii, ci ni se dă spre ascultare. Este puterea lui Dumnezeu care mă ajută să ascult. M-aș opri să mă întorc la întrebarea pe care am pus-o la început. Poate exista vreo experiență cu Duhul Sfânt ulterioară primirii Duhului sau părtășiei Duhului Sfânt? Unii zic da, alții zic ba. Acum am să încerc să citesc Scriptura și să o las pe ea să vorbească. În primul rând mi-aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Nu știi de unde vine, nu știi încotro merge. Tot așa este cu cel născut din Duhul. Cu alte cuvinte, când citesc Faptele Apostolilor, nu am un tipar unic repetat cu fiecare ocazie. Ați văzut, doar două texte am luat de acolo, în care odată Duhul lucrează așa, odată Duhul lucrează așa. Cu alte cuvinte, nu am un tipar care să zic, trebuie să-l îmbrățișesc și eu pentru că mi este poruncit. Cu toate acestea, dacă vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, nu știi de unde vine și nu știi încotro merge,
aș putea oare să-mi construiesc un cadru în care să încep să pricep această mișcare a Duhului sau a Vântului? Două lucruri aș aduce în atenția dumneavoastră. În primul rând, felul în care Dumnezeu a plămădit mântuirea și apoi cum o împarte El în istorie. Să știți că mântuirea n-a fost terminată din totdeauna, decât în planul lui Dumnezeu. În istorie a fost o vreme când Dumnezeu mătura sub covor păcatele, până când prețul păcatelor a fost plătit cash în istorie, pe crucea Domnului Iisus Hristos. De acolo încolo, mântuirea a fost terminată de Fiul lui Dumnezeu și a început să fie împărțită oamenilor. Pentru asta trebuie să limpezim rolul și locul rusaliilor în sau a zilei cinzecimii și a experienței din Fapte 2 în istoria noastră. Priviți o clipă imaginea, istoria mântuirii. Ea a început în Genesa 3 cu 15 pentru noi ca oameni, când Dumnezeu a rostit cuvântul de întrupare și de biruință pe pământ, acolo în Eden, la judecată. Sămânța femeii îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Genesa 3 cu 15. De acolo încolo, tot ce găsim în Vechiul Testament, până la viața Domnului Iisus Hristos, incluzând viața Domnului Iisus Hristos, este procesul prin care Dumnezeu plămădește mântuirea. Întrebarea este, care-i evenimentul terminal? Este acel s-a sfârșit de pe cruce, atunci s-a încheiat plămădirea mântuirii, sau este și învierea din morți, sau este și înălțarea la cer, sau trebuie să adăugăm și coborârea Duhului Sfânt de la Rusalii. După evenimentul terminal, mântuirea gata făcută de Domnul nostru Iisus Hristos este împărțită. Când deschideți prima carte din Biblie, ea începe cu cartea neamului lui Iisus Hristos, dar e foarte interesant cum alege Matei cuvintele fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a trăit înaintea lui David, dacă bine știu, cel puțin cu 1000 de ani. Deci normal ar fi trebuit să spună fiul lui Avram, fiul lui David. De ce a inversat Duhul Sfânt cele două lucruri? Pentru că fiul lui David trebuia să ne câștige mântuirea. Lui au fost făcute toate promisiunile. Dar care-i rostul fiului lui Avram? El trebuie să împartă mântuirea. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Observați, plămădirea mântuirii o face fiul lui David, împărțirea, aplicarea mântuirii o face fiul lui Avram. Când mă gândesc la viața Domnului Iisus Hristos, există în viața Lui și viața Lui cu tot ce cuprinde ea, este un eveniment unic și nerepetabil în istorie. De pildă, niciodată nu va mai fi o iesle din Betlehem în care Fiul lui Dumnezeu să fie întrupat. Niciodată nu va mai exista cei 33 de ani și jumătate din viața Domnului Iisus Hristos în care a umblat pe pământ, a vindecat bolnave, a umblat pe mare, a înviat morții. Niciodată nu va exista încă o cruce pe care să fie atârnat Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, dar nu va exista nicio înviere, atunci nu va exista nicio înălțare la cer. Ce să fac cu coborârea Duhului Sfânt? Să o așez tot aici, ca un eveniment unic și nerepetabil? Sau s-o mut în istoria bisericii. În perioada aceea a împărțirii mântuirii tuturor celor ce vor trăi sau au trăit pe planeta aceasta după Domnul Iisus. Dacă rusariile țin de istoria mântuirii, atunci ar trebui să repet întrebarea. Există posibilitatea vreunei experiențe ulterioare convertirii mele? Când s-a născut biserica? Eu am crescut aproape toată viața mea cu ideea, care am citit-o în alte cărți și am auzit-o de la alții, că biserica s-a născut la Rusalii, la coborârea Duhului Sfânt. Dar am o problemă. Scriptura ne spune că înainte de înălțarea sa, deci cât timp a fost înviat, Domnul Iisus a fost văzut nu doar de unul, ci de peste 500 de frați, dintre care majoritatea sunt în viață. Deci dacă erau 500 de frați, era o biserică serioasă, cel puțin cât biserica din Iris pe vremea aceea. Uitați-vă o clipă la afirmațiile din epistola, din Evanghelia după Ioan. Spuneam că în 1 cu 29 Ioan îl declară mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În 1 cu 33 spune că el este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Dar în capitolul 7, la ziua, la sărbătoarea corturilor, când s-a lăsat tăcerea, imediat după vărsarea apei,
era tăcere în templu, Iisus se ridică în picioare și strigă să-L audă toți. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Iar Duhul lui Dumnezeu comentează prin Ioan, vorbea de Duhul Sfânt, care încă nu fusese dat, fiindcă Fiul omului nu fusese proslăvit. Cu alte cuvinte, până când Fiul omului nu fusese proslăvit, Duhul Sfânt nu putea să fie dat. Dar ce înseamnă proslăvirea Lui? Ridicarea Lui, înălțarea Lui? În două etape s-a făcut înălțarea Lui. Mai întâi, pe crucea de pe Calvar. După care a fost înălțarea Lui la cer. M-aș opri la cruce și imediat trei zile după aceea. A venit ziua învierii. Petru și Ioan s-au întors acasă, tot nu credeau, deși au văzut mormântul gol. Maria a rămas și plângea lângă mormânt până când a venit o umbră și a crezut că e grădinarul și cum erau ochii împăienjeniți, a zis, domnule, dacă l-ai luat, unde l-ai pus? Mă duc să-l iau. Și atunci Iisus o strigă pe nume, Marie. În clipa aceea recunoaște și dă să cadă la picioarele lui, să-i le cuprindă. Și Domnul Iisus îi spune, Marie, nu mă ținea. Încă nu m-am suit la tatăl meu. Du-te la frații mei și spune-le, mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și Iisus a plecat. Dragii mei, nu știu unde-i cerul, nu știu cât călătorești până acolo, mai ales într-un trup de slavă, nici nu mă interesează să fac speculații de felul acesta. Ce știu însă, conform epistolei în care ne aflăm, El a trebuit să fie primit în slavă, așezat mai pe sus de îngeri, la dreapta mea, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut din morți. Astăzi Te-am născut. Șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale. După întronarea și încoronarea Lui, numirea Lui ca mare preot, în seara învierii, Domnul Iisus era în mijlocul ucenicilor Săi. Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 19. În seara acelea zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. După ce le-a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Văzându-i buimaci, Iisus le-a zis din nou, pace vouă. După care adaugă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Când? În seara învierii. În seara învierii, ucenicii, dragii mei, au beneficiat de lucrarea Domnului Iisus pe cruce, pentru că El și-a împlinit lucrarea de mielea lui Dumnezeu, El a putut boteza cu Duhul Sfânt și a suflat Duhul Sfânt peste ucenici. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Termenul pe care îl folosește Ioan, enfuzao. Dacă vreți să-l înțelegeți, luați un plic de ceai și puneți-l într-o cană cu apă fierbinte. Și veți vedea cum pigmentul și gustul ceai, aroma ceaiului va penetra întreaga cană, întreaga apă. Asta înseamnă enfuzau, a suflat peste ei Duh Sfânt. Practic, Duhul Sfânt i-a umplut. Interesant că în Vechiul Testament, în Septuaginta, în traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, termenul este folosit în Genesa 2 cu 7 și în Ezechiel 37, 1 la 8. Știți contextul, dar eu aș vrea să fac paralela dintre Vechiul și Noul Testament, pentru că nu cred că e întâmplătoare. În primul rând, în Ioan, el își începe Evanghelia așa. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Iar puțin mai jos spune, toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cu alte cuvinte, oriunde te-ai duce prin istorie și univers, tot ce a fost făcut prin El și nu fără El. Cu alte cuvinte, atunci când s-a suflat în boțul de humă, suflare de viață, trebuia să fi fost acolo și Fiul lui Dumnezeu, nu-i așa? Altfel Ioan minte. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dar dacă El a fost responsabil de lucrul acesta, atunci El a pornit în istorie prima rasă umană, Adam și descendenții lui, care au ieșit din coapsele lui Adam. Toată rasa umană atinsă de păcat a fost pornită în istorie de Fiul lui Dumnezeu.
Între timp, istoria a ajuns la vremea aceea când s-a întrupat el, a murit pe cruce și a înviat din morți. Și că a înviat din morți, după ce și-a terminat lucrarea pe cruce, a venit între ucenicii săi și ca în Geneza 2:7, de data aceasta a suflat peste ei ca duh dătător de viață și au devenit, nu un suflet viu, ci au devenit, dragii mei, o altă rasă umană. Acolo, în seara învierii, a început o nouă rasă umană, descinsă din noul Adam, din cel de-al doilea Adam. Dar asta are implicații serioase. Dacă biserica s-a născut în seara învierii, înseamnă că pogorârea Duhului Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt din capitolul 2 din Faptele Apostolilor este un fenomen ulterior. Cu alte cuvinte, au trecut 50 de zile până la el. Înseamnă că istoria bisericii are ca și bun al ei, pe care Dumnezeu îl poate repeta, rusalile sau coborârea Duhului Sfânt. Martin Lloyd-Jones, studiind fenomenul trezirilor spirituale din istorie, spune într-una din cărțile lui, o veți tradusă și în românește, o bucurie de negrăit, spune, repetarea rusalilor este singura explicație teologică pentru trezirile spirituale din istorie. Singura explicație teologică pentru trezirile spirituale din istorie. Cu asta aș vrea să fac cealaltă paralelă între textul din Ezechiel 37 și corespondentul nou testamental. În Ioan capitolul 10, Domnul Iisus, după ce se prezinte ca păstor cel bun, el vine și spune, atenție, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Din belșug. În textul din Ezechiel, Ezechiel este un proroc care a ajuns în robia babiloniană și a trăit dărâmarea Ierusalimului, dar era departe de țară. Și în preajma aceea dărâmării Ierusalimului, Dumnezeu îi dă câteva vedenii. Și una dintre ele îl ia de zulufii părului, Duhul, și îl duce într-o vale plină de oase, uscate de vânt și soare. Și pune întrebare, vor putea oasele acestea să învieze? Ezechiel a zis, Doamne, Tu știi? Și la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu suflă peste valea aceea de oase. Și se adună la oaltă și se pun vene și piele și carne și mușchi și la un moment dat se ridică toată valea aceea în picioare ca o armată puternică pentru Domnul. Textul ne spune, valea aceea de oase era valea poporului apostat al lui Dumnezeu. Interesant. Duhul lui Dumnezeu a trebuit să învieze boțul de humă, să-l aducă la viață. Dar tot Duhul lui Dumnezeu a trebuit să facă ceva pentru poporul lui Dumnezeu care și-a părăsit menirea și înglodat în deșertăciunea lumii acesteia a uitat de rolul ei de preot. Corespondentul îl am în Fapte, capitolul 2. În Fapte, capitolul 2. Vă întreb, când Domnul Iisus în seara învierii a venit și a intrat între ucenici, unde erau ucenicii? Erau în piață propovăduind învierea lui Hristos de 40 de zile. Aș fi putut spune, Domnul Iisus a fost între ei. Nu i-am văzut făcând mari treburi după aceea? A trebuit să se întâmple ceva, ca să aibă curajul să descuie ușa, să coboare în piață, să fie împuterniciți pentru lucrare. Și asta s-a întâmplat în Fapte, capitolul 2. Citesc câteva versete din capitolul 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre ceea ce a început Iisus să facă să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, dar ascultați ce urmează, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale ucenicilor pe care îi alesese. Prin care Duh Sfânt? Prin acela care l-a suflat peste ei cu 40 de zile înainte. Acolo în camera de sus, când le-a descuiat mintea, spune Luca, în capitolul 24. După patimile lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei,
le-a poruncit să nu se depărteze din Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multă vreme, deci este încă în viitor, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Dar n-a suflat peste ei Duh Sfânt în seara învierii, ba da. Deci am pus întrebarea. Biblia ne vorbește despre experiență ulterioară, naștere din nou. Fapte, capitolul 4, versetul 31. Între timp știți ce s-a întâmplat. Duhul Sfânt s-a așezat peste ei sub forma limbilor de foc, au ieșit în cetate, au început să propovăduiască, 3.000 de oameni au fost botezați în ziua aceea, biserica a început să crească, un fenomen care i-a supărat pe mai mari lui Israel. Au pus mâna pe Petru și pe Ioan, i-au aruncat în temniță și i-au adus în fața Sinedriului. Și le-au poruncit să nu mai vorbească despre Iisus cel înviat. I-au bătut bine și le-au dat drumul. Gamaliel a fost cel care a mijlocit pentru ei. S-au dus acasă, spune, frații așteptau și se rugau pentru ei, s-au pus pe genunchi și în capitolul 4 au început să se roage. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, de ce nu-L aveau? Nu-L aveau în seara învierii? Nu-L aveau în fapte 2? A mai trebuit să vină și în fapte 4? Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Observați rezultatul umplerii cu Duhul Sfânt. Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nici unul dintre ei nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci toate le aveau de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus. Și un mare număr și un mare har era peste toți. Am făcut paralelele. Mă întorc în ziua de astăzi și vă întreb, cu ce seamănă biserica din zilele noastre? Când vorbesc de biserică, hai să stau doar în România. Nu vorbesc de baptiști, nu vorbesc de penticostali, nu vorbesc de creștini după Evanghelie, de ortodoxi, de catolici. Religia oricum nu mântuiește pe nimeni, este sub gardurile care le-am ridicat noi, ci Hristos ne mântuiește pe toți și cel puțin pe străzile și drumurile noastre sunt crucifixe peste tot. 95% din români sunt, dragii mei, drept credincioși. 95% din români. Noi suntem o mică minoritate între ei. Dar dacă v-aș întreba, cu ce se seamănă biserica din România, vorbind în termeni generale, cu armată puternică pentru Hristos sau cu o vale de oase? Bă, niciunul dintre noi nu este Dumnezeu să dea verdicte definitive. Dar teama mea este că cei care se cheamă creștini arată mai degrabă ca o vale de oase de cele mai multe ori, cu mici excepții și nu armată puternică pentru Domnul. Duhul lui Dumnezeu se dă în urma iertării ca semn al înfierii, în vederea ascultării și în vederea conlucrării cu Dumnezeu pentru lărgirea împărăției Lui. Pentru lărgirea împărăției Lui. Citesc textul din fapte mai departe. Deci, apostolii pe când erau adunați la oaltă l-au întrebat pe Domnul Iisus, suntem foarte puțin de vreme înainte de înălțare. Doamne, în vremea aceasta e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile soroacele. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu nu va veni peste voi să vă arate viitorul. Cu cine suntem sori, dacă să pleci sau să nu pleci în America, dacă să schimbi sau să nu schimbi slujba, dacă una sau dacă alta. Dar de ce vine Duhul lui Dumnezeu? Ca să-ți dea putere să faci lucrarea lui Dumnezeu. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea Tatăl meu le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Zile trecute primesc un link pe e-mail și intru pe el și ascult o predică de anul nou. Dragii mei, de la calendarele Maya până la calendarele egiptene, în o oră și jumătate am ascultat despre toate și 21 decembrie 2012. Bună predică de anul nou, m-am gândit eu. În loc să fi zis, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt
și veți fi martori din Ierusalim până la marginile pământului. Există un text în Luca pe care Domnul Iisus îl spune după o pildă. Un om care miez de noapte primește un musafir, n-are pâine, merge la vecinul lui, bate în ușă, vecinul îi spune, nu mă deranja, sunt cu copiii mei în pat. Și ăla insistă și bate în ușă până când vecinul se scoală și îi dă pâinea. Și Domnul Iisus traduce în limba spiritual povestea lui. Dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Am luat versetul acesta în brațe și organizăm, dragii mei, tot felul de evenimente în care strigăm la porțile cerului să primim Duhul Sfânt. Întrebarea mea este, pentru ce ni se dă Duhul Sfânt? În primul rând, ni se dă în urma iertării. De aceea, dacă ar trebui să insistăm în nopți de rugăciune, ar trebui să fie pentru vindecarea inimilor noastre, pentru curățirea inimii de compromisuri, de minciuni, de jumătăți de măsură, Duhului Dumnezeu să pune degetul pe rană în fiecare dintre noi. În al doilea rând, se dă ca semn al înfierii în vederea ascultării de Dumnezeu și pentru împlinirea planurilor Lui. Singura cerere din textul nostru este rugăciunea Tatăl nostru. Toți o știți. Întrebarea mea este câți dintre noi ne începem fiecare zi din săptămână rostind-o cu toată convingerea, cu toată dorința de a deveni un adevăr în ziua respectivă pentru noi. Să merg cu microfonul prin sală să vă întreb doar ce s-a întâmplat săptămâna trecută? Ar trebui să mă uit în oglindă, eu însumi. Tatăl nostru care ești în ceruri. Numele cui? Vie împărăția cui? Facă-se voia cui? Așa trăiești viața. Asta este dorința ta arzătoare din inimă? O armată puternică pentru Domnul, oaste puternică pentru Domnul, începe cu un ostaș. Dacă nu este unul, nu o să fie nici 1000, cu un ostaș. Dacă aș vrea să fiu eu acela, Scriptura îmi spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Dragii mei, toate frământările noastre legate de situația economică, situația politică, situația financiară, toate frământările noastre sunt o enormă jignire la adresa Dumnezeului nostru. Pentru că El ne-a promis, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne este de ajuns. Ați-mi voie să închei repetând. Duhul Sfânt ni se dă nu încerca să stărui după Duhul Sfânt dacă nu ți-ai curățit inima. Duhurile dracilor sunt acolo la ușă. Ei vin cu bucurie într-o inimă murdară. N-au niciun fel de probleme, nici cu curviile tale, nici cu minciunile tale. Dimpotrivă, zbucuroși de ele și le vor înmulți. Doi, se dă ca semn al înfierii. Îmi pare că nu știu poezia pe care o rostea cândva între noi, unul dintre frații Bălași, Livia, tu știi pe Emil. Rob sau fiu, dacă ești fiu al lui Dumnezeu, semn al înfierii, te preocupă inima Tatălui, planurile Tatălui. Ce interesant, fiul n-a avut probleme de identitate să intre în lucrarea Tatălui său, ci a făcut din voia lui mâncarea lui de fiecare zi. Se dă în urma iertării ca semn al înfierii, dar se dă în vederea ascultării. Cea mai clară dovadă a prezenței lui Dumnezeu, a prezenței Duhului Dumnezeu este ascultarea de El. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și pentru că El nu și-a terminat încă lucrarea, Duhul lui Dumnezeu ni se dă în vederea implicării noastre alături de Hristos în lărgirea împărăției Lui. Amin.